Administrația județeană a finanțelor publice are în evidență peste 3.000 de cereri pentru restituirea taxei de poluare. Din acestea, 2.131 au fost soluționate. Asta înseamnă că, în total, fiscul Marian a plătit proprietarilor de automobile suma de 4,2 milioane de lei. În ceea ce privește modificările survenite în legislație, directorul AJFP, Satu Mare, a declarat că noua procedură este mai complicată, restituirile se vor face mai încet, deoarece, pe lângă eșalonarea sumelor de rambursat, trebuie să se facă o reactualizare cu dobânda și cu indicele de consum.